Curții. Domnul, vă reamintesc că acest monument a fost ridicat pentru cinstirea memoriei celor 8 luptători ai Unității Speciale de Luptă Antiteroristă uciși în noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989. Îl vedem în imagini și pe George Maior, directorul Serviciului Român de Informații. Așadar, acolo are loc în acest moment o ceremonie militară. Au fost depuse coroane de flori la monumentul luptătorului antiterorist de pe Bulevardul Mila, aflat în capitală. Monumentul, de altfel, a fost ridicat prin grija Serviciului Român de Informații, chiar la locul unde au murit acei luptători ai Unității Speciale de Luptă Antiteroristă, și a fost inaugurat pe 20 decembrie 2012.